Hei dragilor, bine ați revenit pe canalul meu parfumat! Astăzi avem un nou clip tip haul în care vă arăt 3 parfumuri noi din colecția mea despre care nu v-am mai povestit. Și să începem cu primul. Primul despre care povestim este acest Caron Parfum Sacré, apă de parfum, în varianta de 30 de ml. Casa Caron poate fi considerată o casă de parfumuri de nișă, dar eu n-am să consider parfumul ăsta de nișă, ci mai degrabă un clasic, pentru că el este apărut undeva la finalul anilor 80, am impresia, sau poate începutul anilor 90, și prezintă un parfum cald, rășinos, cu multă smirnă, cu condimente destul de multe, note lemnos condimentate peste smirna respectivă și ceva note vanilate, aș spune, și un subton ușor, dar foarte, foarte ușor animalic. Nu este un animăluț care își arată colții chiar așa la prima vedere. La purtare simt eu nota animalică, mai ales dacă afară este peste 10 grade. Dacă este sub 10 grade, parcă nota cea animalică nu se mai simte. Este o notă ușoară, discret animalică, peste smirna respectivă, care doar de profunzime, să spunem, parfumul și care îl încadrează cumva ca stil între parfumurile anilor 80. Un parfum frumos, rotund, un tomnatic, pentru că notele acelea călduți, condimentate, dau acel sentiment cozy și se potrivesc foarte bine cu toamna. Parfumul, nefiind însă foarte aspru, ci doar ușor aromat, cu note gen cardamon, gen cuișoare. Mie nu prea îmi plac cuișoarele în parfumuri, dar aici sunt date foarte, foarte în spate. Să spunem că cardamonul și ușor piper se simte peste acea, notă de smirnă. E și ceva scurțișoară, dar melanjul este foarte echilibrat, miroase foarte frumos, nu miroase tămâios ca tămâie de biserică sau dacă vă închipuiți ceva de genul, doar balsamico, lemnos, călduț, ușor dulceag și condimentat, ăsta este mirosul. Foarte frumos, persistența moderată, cred că eu am aici o variantă destul de veche de parfum și cred că deja începe să-și piardă din calități, dar nu pot să spun că este o persistență aceea de 12 ore sau că bubuie și umple camera sau m-am obișnuit eu cu Casa Montal prea mult și deja tot ce e altceva mi se pare că nu e super performant, dar foarte reușit parfum. Dacă căutați ceva în acest stil și mai găsiți, vă recomand Parfum Sacré. Acum sunt mutate în alt fel de sticluțe, Casa Caron le-a mutat să le păstreze și le-a reformulat probabil, dar ceea ce s-a găsit și sunt convinsă că se mai găsește este de bună calitate. La un preț accesibil, Caron nu este scump, deși este nișă, așa cum v-am spus. Un alt parfum intrat în colecția mea este acest Lulu de la Cacharel, apă de parfum, sticluță micuță de 30, eu am maxim 18 în ea. Ceea ce este foarte interesant este că am observat similitudini între acesta și cel de la Caron despre care am discutat, doar că aici. Ei spun că găsim o tămâie, eu zic că nu găsim tămâia aceea de biserică, ci tot un fel de smirnă, ușor condimentată. Dar diferența între cele două parfumuri o fac notele acestea cremos catifelate care se găsesc din belșug aici. Adică găsim Ylang Ylang, găsim Heliotrop. Notele acestea toate dau izul acela pufos catifelat, santal și alte note și, bineînțeles, nelipsita notă ușor animalică, așa cum se prezintă și în Caron, se prezintă și aici. Poate aici este un pic mai pronunțată, totuși, parfumul fiind renumit a fi un neînțeles și și greu de purtat. Mie îmi place mult parfumul ăsta și cred că își găsește loc în garderoba mea parfumată întotdeauna în sezonul rece. Dacă nu exagerez cu pufurile, poate să fie chiar plăcut. Îl țin și pentru colecție, dar și pentru că seamănă în construcție cu un parfum de nișă,
e plin, bogat și nu e pentru oricine și nu e de exagerat cu el și nici de dat ziua, dar are frumusețea lui. Are izul lui suculent de la o prună dulce, dar ceea ce mi-a să mie foarte tare în evidență sunt notele acelea catifelate ca de budoar și, nu știu, pudrat catifelate și cremoase în același timp, lemnoase, bogate. E un parfum cu foarte, foarte multe note amestecate, așa cum se făceau în anii 80-90. 90 deja nu, dar 80 era plin de note. Îmi place, îl păstrez și dați-i o șansă dacă vreți un parfum interesant de toamnă-iarnă. Un alt parfum intrat în colecția mea este tot un clasic, de la casa Prescriptiv, se numește Calix. Eu am aici doar 15 ml, dar este în sticuluța lui, nu este într-un decant. Parfumul acesta este unul vintage, îl zice, pentru că este de la casa Prescriptiv. Nu este trecut la noua casă, cum este după anii 90 trecut acest Calix. Creația Sofiei Grosjean, care, nu știu, e cumva maestră la a îmbina notele fructate intense cu notele florale intense. Aici avem un parfum foarte, foarte tropical. Toate notele tropicale sunt adunate, toate fructele posibile tropicale, dar date așa, pe sonor tare, nu să vă închipuiți că e ceva firav. Este un parfum foarte concentrat, un miros foarte concentrat de note fructate tropicale, note florale, este practic floral fructat, are și un iz acvatic ușor. Știți cu ce seamănă foarte bine? Foarte bine nu aș zice, dar seamănă, se vede că e aceeași mână, cu Boucheron Jaipur, dispărutul Jaipur. Acela era totuși mai cristalin și parcă mai verde, mai floral. Aici fructele domină. Dar miroase foarte natural. Incredibil, dar miroase foarte natural. Este printre puținele fructate care chiar plac, să spunem, și pe care vi le recomand. Calix mi se pare că și la clinic, unde este acum mutat, e foarte scump pentru un clinic. Poate pentru că este scos din producție și, mă rog, știți cum se întâmplă toate parfumurile scoase din producție. Dacă găsiți chiar și la clinic, puneți mâna pe el. E foarte interesant parfumul ăsta. Parcă are și ceva și din trezor. Se cunoaște mâna creatoarei foarte, foarte bine. Deci e genul acela de parfum, știți? Luminos, vesel, care te bine dispune, dar dat așa pe volum maxim. Deci nu e ceva firav și este țapăn, puternic și foarte longeviv. Foarte longeviv, cu un siaj și cu persistență foarte bună. Sunt foarte bucuroasă că am intrat în colecția mea întâmplător de la cineva. Nici nu visam eu să pun mâna pe vreun Prescriptiv. Calix. L-am căutat, l-am vânat o perioadă, nu l-am găsit, nu mi-a plăcut prețul și am zis, știi ce, nu cred că merită banii ăia pentru un clinic. Știți că clinic nu are prețuri chiar așa. Dar ăsta era chiar sute de lei, adică nu ceva de glumă. Sunt foarte bucuroasă chiar și pentru acești 15 ml. Mă bucur pentru ei. Atât cu haul-ul de astăzi. Sper că v-a încântat și v-a inspirat. Până data viitoare, vă pup! Pa!